Iancu de Hunedoara a fost o personalitate dominantă a istoriei românești din veacul al XV-lea. A fost voievod al Transilvaniei, guvernator al Regatului Ungariei, apoi capitan suprem al Ungariei și al Transilvaniei. A scris file de glorie în istoria luptei antiotomane a popoarelor Europei sud-estice. A depus eforturi pentru închegarea unei coaliții creștine care să oprească înaintarea otomanilor cu o oaste de cruceadă și a fost cel dintâi comandant de oști din Europa care a reușit să-l înfrângă pe cuceritorul Constantinopolului, sultanul Mahomed al II-lea la Belgrad. Senatorul Alianței pentru Unirea Românilor, hunedoreanul Vasilică Potecă, este de părere că toată Europa ar trebui să marcheze comemorarea lui Iancu de Hunedoara. Este o evocare, să spunem, istorică, să punem lucrurile într-o anumită ordine. Ar trebui cam toată Europa să fie oarecum să marcheze acest eveniment, pentru că Iancu de Hunedoara, înainte de a fi un hunedorean, un ardelean, un român, a fost până la urmă un european, pentru că a apărat valorile și civilizației europene. Este cel care a redeșteptat în luptele pe care le-a dus contra turcilor ideea creștină, ideea unei Europe mari. El până la urmă a unit și nu a dezbinat. Noi cei din Aur astăzi am venit aici să revocăm, pentru că susține această idee extraordinar de importantă a credinței în această parte de lume. De aceea cred că evocarea lui Iancu de Hunedoara, așa cum președintele partidului, domnul George Simion, o să vedeți, are într-o postare, înseamnă mult, foarte mult pentru români, înseamnă foarte mult pentru hunedoreni. Dar mai trebuie să spunem un lucru, este un motiv de mare mândrie pentru cetățenii municipiului Hunedoara, pentru că sunt simbolul și ei în România sunt simbolul acestui mare om care a condus și a slujit credința creștină în acest colț de lume. Alături de colegii săi de partid, Vasilică Potecă a depus o coroană de flori la statuia ridicată în memoria lui Iancu de Hunedoara în municipiul de Pecernă.